halten wir einfach so Schwanz. Merkur ist im Schlanz. Salutare lume și bine v-am găsit la un episod special. De data aceasta, ca de fiecare dată, suntem la Velopower, la concurs în Nădobești, Vrancea. Suntem escortați de poliție timp de un kilometru pentru a ajunge pe traseu. Wow. Foarte multă lume aici. Din oraș, oraș, comună, nu știu ce e asta, Odobești. Dar trebuie să ajungem pe zona ciclabilă. Doamne, sper să ajungem la final odată. Că mi-e greață deja. Mersi. Ce e aici, frații mei? Băi, nu știu, doamne, iartă-mă că m-am săturat 14 km de urcare din 37. Am fost la punct de alimentare, niște banane acolo, glucoză, apă ne-a dat. Acum, doamne ajută, vreau să ajung o dată la finish, că îți varză. Nu, ops, nu varză din punctul de vedere fizic, ce îți murdar tot. Aici ai chiar chi noroiat rău. Și primul concurs cu SPD-uri, dacă nu știați. Pentru prima oară îmi fac lucrul ăsta să mă bag. Mi-a dat apa în papuci. Aoleu. Am făcut o greșeală când am trecut pe acolo. Sper să nu mai fie mult până la finish. Am trecut la pushbike. Nu, infernal, v-am spus. Wow, ce coborâre, ce coborâre periculoasă. Am mai cunoscut asta atât de periculoasă, dar cu frâna normală. Nu mi s-a părut atât de periculoasă. Oleu. Mai avem undeva pe vreo 10 km, dar crunți. Deci au trecut 2 ore jumătate deja. În care organizatorii spuneau că maxim 2 ore e gata traseul. Dar de unde așa? Nu e așa. Urcări peste urcări, parcă trebuie și din Bacău. Foarte urâtă zona, nu-mi place. Știu că nu mai e mult, până aici a fost greu. A, pe aici? Și unde acum? Na, înainte. Băieții cu motocrosul. Nu a fost greu, nu deloc. Până acum am înghițit numai glod în gura, am luat, fac acasă. Când ajung acasă, fac o casă de lut. Să mor dacă nu. Acum ce am ajuns pe câmpia paradisului. Veniți bă la concursul să vedeți cum e bă, ăștia care sunteți puturoși, care spuneți că mai faceți ciclism. Veniți să vă testați competențele aici și vedeți cum e. Mamă, mai ia cu fiori. Ești ce asta? E coborâre tehnică, cred. Așa cred că e la categoria de coborâre tehnice, cred. Mă, nu știu, de ce n-am luat-o pe jos, nu știu.
Că erau frunze. Și acum, înainte. Of, Doamne, of, nu mai vreau, vreau să ajung la finish, să mănânc. Este un festival folk, ceva de genul pe acolo. Vreau să mănânc și eu acolo, liniștit ca oameni, să mă spăl. Și acasă, tată, să edităm episodul ăsta. Haideți că ne vedem pe la finish. Un peisaj mai frumos ca ăsta nu poți să ai. Via în stânga, să mergi prin vie. Dacă erau struguri făcuți, aoleu, dar eram să mă duc în bosit. Dacă erau struguri făcuți, era mult mai bine. Mâncam ceva struguri și noi. Dar de unde e luna mai, abia am verzit. Cum se spune? În Moldova se spune poamă, nu știu, la voi în ce zonă sunteți? La voi cum se spune? Struguri, așa, sau butuci, nu știu. Aici chiar îmi place zona asta de traseu, chiar foarte faină. Am dat de asfalt, Doamne! Hai că finish-ul e pe noi, pentru noi! Finish-ul e aproape! Finish-ul e aproape de noi! Da la 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 la! Hai că mi-a căzut șanța! Mi-a căzut și lanța. Mulțumesc. Și așteptăm premierea. Emi a luat locul 3, Emi de la noi din club. O să filmăm și pe premierea. Eu am ieșit pe locul 9 la categoria mea 2 ore jumătate timp. Nici mult, nici puțin. Se vedea mai bine. Asta e. Până atunci vreau să vă mulțumesc de video. Vreau să vă mulțumesc enorm de timpul acordat acestui episod. Mă și pâlpâi, sunt foarte obosit. Și ne vedem pe data viitoare. Nu uitați să ieșiți în natură cu bicicletele. Pa, pa! Categoria 19-2019. Locul 3. Cum e de aia? Puertoreanu Emanuel. 19-2019. Bine, Emi! Locul 2. Jucu Ioan Bogdan. Bravo, Bogdan! Mai bună film la tine, care emoții. Locul 1 de la o tehnologie foarte, foarte grea. 19-29. Pinda Vlad Valentin.